munte de gunoi deasupra orașului și mare de sere din care orașul probabil se hrănește cu legume și cu verdeață. Sau poate se hrănea cândva, că acum văd că serele se cam sparte. Nu știu dacă funcționează. Dar muntele de gunoi rămâne toxic și periculos. Înțeles că a afectat și canalizarea din București. Apele reziduale care duc spre stația de epurare, și că erau sufocate aici de gunoi adus din Popeștile Ordeni, care au apăsat prea mult și au distrus. Acum se repară, nu știu pe unde trece. Pe unde trece țava. Arată impresionant, dar nu foarte sănătos. Și oricam periculos. Aici cu noi ăștia în care s-au adus deșeurile Bucureștilor zeci de ani timpul Ceaușescu. Era drum peste vârful muntelui, dar nu cred că am treabă pe acolo, mai bine rămân pe jos. Dar nu era nici un șantier și nici un gard. Dar acum e cam îngrădit. Acolo am pe sus. Nu știu dacă avea continuare drumul acela. Ne bănuiteți că el e domnul cercetaș pe bicicletă. Pentru ce au fost gardul ăsta ca să oprească praful care vine de pe șantier, să mă duc în oraș, chiar dacă aici este o zonă verde până la cea de locuit. Să încerc. Nu știu ce adresă e aici, în Popeștile Ordeni, dar pe lângă mult gunoi găsesc și o mini fermă de vaci și una de găște sau rațe, azi găștele, care sunt ținute în condiții înfiorătoare. Probabil ne se prezintă laptele, carnea, ca fiind de la țară. Minunate! Parcă avem poliția animalilor, ar trebui sesizată.